Vor însuși tehnici de conservare și restaurare și vor salva de la degradare mai multe monumente valoroase. Vorbim despre o echipă de tineri arhitecți din Republică care vor fi instruiți la cursul de conservare arhitecturală în cadrul unui proiect Twinning. Lansarea în premieră a proiectului european în domeniul culturii coincide cu inaugurarea zilelor europene ale patrimoniului. Este o activitate care pune în prim plan investiția în capitalul uman, pentru că la moment avem anumite dificultăți vis-a-vis de calitatea cunoștințelor și competențelor care trebuie să le aibă un arhitect. Până în iulie 2019 va avea loc acest curs de formare profesională, formare continuă, și am speranța că mecanismul de protejare în Republica Moldova, conservare, restaurare, să funcționeze mult mai bine. Arhitecții de la noi vor fi instruiți de o echipă de experți din Italia cum să restaureze monumentele potrivit standardelor europene. Am gândit acest curs cu lecții teoretice și practice. Vom avea două studii de caz, două monumente asupra cărora vom interveni. Cursurile sunt finanțate de Uniunea Europeană. Ca să știm unde vrem să ajungem, trebuie să cunoaștem de unde venim. De aceea, delegația Uniunii Europene susține protejarea și păstrarea patrimoniului existent, ca acesta să dăinuie. Arhitecții au mari așteptări de la aceste cursuri. Sunt atâtea clădiri care necesită o restaurare și aș dori foarte mult să particip. Avem de învățat foarte multe din experiența europeană. Deja suntem implicați în salvarea monumentelor, dar odată cu această experiență, noi ne dorim să avansăm în calitatea. Zilele europene ale patrimoniului se desfășoară în 64 de localități din 18 raioane ale Republicii. Agenția Națională Arheologică va organiza două evenimente frumoase. La Cimșlia va fi organizată și vernisată o expoziție de fotografii ce privește valul lui Traian de Sus. La Șoldănești va fi organizat și un seminar și o expoziție ce vizează patrimoniul arheologic al raionului Șoldănești. Zilele europene ale patrimoniului se vor desfășura până în data de 28 septembrie și vor culmina cu o gala premiilor.